secțiunea de autostradă din A13 de la Sibiu la Făgăraș este împărțită în patru tronsoane. Încă un pas important pentru construcția autostrăzii Sibiu-Făgăraș parte a autostrăzii A13. Astăzi a fost desemnat câștigătorul pentru proiectarea și execuția tronsonului 2 al autostrăzii A13 de la Sibiu la Făgăraș același antreprenor turc, care a câștigat contractele pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 1, 3 și 4, a fost desemnat astăzi să construiască cei aproape 20 de kilometri dintre Avrig Mărșa și Arpașul de Jos. Ca și în cazul celorlalte trei tronsoane, constructorul are la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Dacă nu vor fi contestații, Machiol va construi toate cele patru loturi de pe autostrada A13 și va deveni al treilea mare constructor de autostrăzi după UMB și WeBuild, raportat la numărul kilometrilor de autostradă contractați. Pentru loturile 3 și 4, contractele sunt semnate și se află în etapa de proiectare, iar pentru lotul 1, contractul se află în procedură de semnare. Astfel că distanța dintre Sibiu și Făgăraș, implicit a celor patru tronsoane, totalizează 68 de kilometri. Un singur constructor pe aproape 70 de kilometri de autostradă în execuție în același timp poate reprezenta un risc, având în vedere că dincolo de portofoliul constructorului, încă nu știm ce mobilizare va avea în șantier. Ca experiențe cu firmele din Turcia, Nurol a terminat aproape la timp cei 14 km de pe autostrada Transilvania, iar al Sima Larco are întârzieri de câteva luni pe A0 Sud, unde autostrada se construiește la câmpie, unde iernile sunt blânde. Așadar, deși au început promițător, constructorii din Turcia nu au ajuns la performanțele UMB de a termina înainte de termen. Machiol este o companie înființată la Istanbul în 1965. Unul dintre cele mai importante proiecte la care a participat este autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir de 377 km lungime. Un alt proiect este podul peste Marea Marmara Osman de 2620 de metri lungime. Pe lângă lucrările de infrastructură rutieră, Machiol va lucra și în asocierea cu Alcima Larco pentru prima secțiune a metroului M6, care va pleca de la Gara de Nord la Otopeni.